Bună ziua! Bună ziua! Dragilor, dragilor, dragilor! Am zis! Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților! Bine, sănătoși, spre deosebire de alții, care nu-s bine, nu-s sănătoși, totul e nașpa. V-am mai zis că nu stau foarte bine cu sănătatea astăzi. Și că s-aud două înregistrări pe live. Domnul Zanfiroi, opriți live-ul ăla mare de pe YouTube. E problema. Greu. Greu. Bă, așa e când ai prea multe live-uri odată, în paralel, da? De, avem, ca să vă lămuresc și pe voi, live-ul mare, ăla sănătos, emisia care chiar în capul paginii în Roman24 online pe Facebook, da? Și live-ul pe Facebook ăsta pe care îl dau eu acum, ca să vă țin și pe voi așa în priză. Bună dimineața toată lor. Tuturor. Neuronii mei amândoi au răcit. Unul din ei se pare că a strănutat în direcția ălălalt și ălălalt a luat și el răceală. Așa că m-am trezit dimineață cu naset așa. Și nu zic mare, zic curgător, da? Pentru că nu e așa, când dă căldura, oamenii deștepți răcește. Eu. Oamenii deștepți răcește, bre. Asta este. Hai să mă închid, bă, mulțumesc că ați început deja să-mi scrieți, da, opriți-vă! Vai cât mi-e de greu să mă descurc, mi-ar trebui încă 17 mâini. Fii antenă, jup, 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 și aici, deja toate vibrează. Mai pot! Am încercat orice. Am încercat să beau cafea fierbinte și m-am opărit, evident. Acum sunt și răcit, am nasul înfundat și am și limba opărită. Nu simt absolut nimic. Aș putea să-mi sting țigări pe limbă și nu s-ar simți. Am încercat cu supă de pui. Ciorbă de pui care este. În afară de faptul că m-am săturat și că m-am umflat tot așa, nu s-a întâmplat nimic deosebit. Sunt în continuare răcit. Ceea ce mă face să-mi aduc aminte de o vorbă de-a maică-mii care a primit-o de la măsa, care a primit-o de la măsa și tot așa din generație în generație. Dragul mami, răceala, dacă o bați cu medicamente, trece într-o săptămână. Dacă o lași să-și facă treaba, trece în 7 zile. V-am lămurit? Da. Las-o, bre, să-și facă treaba. Mai vine, evident, și prietenii. Deci, bă, da, aspirina săracului, trebuie să transpiri, tragi acolo la rame. Frate, ca să tragi la rame, trebuie să ai rame. Iar eu vă aduc aminte că sunt foarte solo. Deci nu există rame în existența mea tumultoasă. Mi-am stăit să bei niște alcool fiert, niște țuică fiertă. Fraților, nu mai beau alcool de mai bine de un sfert de secol. Da? Ne-am stăt să faci sport. Plecați cu sportul de aici, să n-aud. Am încercat să mă uit la meciul ăla. M-au jucat ăștia, cum se cheamă, fotbal. Cine a jucat? Cineva important pentru noi? A, România cu ăștia alții. Zim, cu Franța. Da? Mi-a plăcut. Pusesem un pareu cu Lori de la Casa Veche. Zic că dacă el pusese un 4-1 pentru România. Vă dați seama ce om optimist! Optimist la extrem! 4-1 pentru România pusese omul. Zic, Lori, dacă ai noștri bat cu 4-1, vine în fundul gol pe centru până la tine la bar. Înțelegi? Și bem o bere împreună. Din fericire, n-a dat România 4 goluri. Da? Ce s-a mai întâmplat în weekendul ăsta? A început din nou să plouă. În caz că n-ați știut, vara lui 2016 a picat în cele 2 zile pe care le-am petrecut la terasă cu cafeaua în față, citind presa, foarte fain, am și mâncat acolo și după a venit toamna din nou. Și e și acum tot toamnă. Mașina mea ușor-ușor se transformă într-un acvariu. Dacă are cineva gupii sau cum se cheamă, guviz sau peștișor din ăștia pentru un acvariu imens, vă rog, folosiți cu încredere. E un Renault Clio. Cumva apa intră, uimitor nu iese, da? Deci poate fi ca un fel de acvariu. Are parbriz sănătos, adică ar fi fain pentru ei, cum se cheamă, gupii sau de roșii, da? Aruncați-i la mine în mașină. Am zis că o să iau o șurubeliță și o să dau niște găuri în podea ca să-mi curgă toată apa aia din mașină, cumva. Da, mie că o să cad și eu prin găurile alea pentru că o să ajung să fiu ca aia din Flintstones, să frânez direct cu călcâiul pe șosea. Mă uit în calendar, nu vine să crezi că e 13 iunie, mă uit afară, cred că e 15 septembrie, noiembrie chiar, mă aștept să ningă. 13 iunie, fraților. Mașina, da, mașina mea e pentru desert, neața domnilor.
Nu mi-am dat nimic jos la 1-1. La 1-1 dormeam. Da? Bun, hai să să văd cum fac ca să nu încurc pe nimeni cu nimic. 13 iunie, de-a lungul vremii, un meteorit de 4 kg a lovit o locuință din Noua Zeelandă în 2004. Adică dacă mergeți cumva pe ideea că Dumnezeu e iubitor și el nu este răzbunător, nu cred că Dumnezeu a gândit la fel în legătură cu locuința aia din Noua Zeelandă. Adică Dumnezeu personal a spus locuința aia, fuck it, bum, și a dat un bolovan. Un meteorit de 4 kg a lovit o locuință în Noua Zeelandă. Țineți cont de faptul că, în general, meteoriții se dezintegrează în atmosferă, dar nu și pentru oamenii ăia. Iubi, a bătut cineva la ușă? Nu, a bătut cineva în acoperiș, bre! Cine? Uite așa un meteorit de 4 kg! Așa a apărut adamantiu. Chestia aia, Wolverine, da? N-am cu cine vorbi. În 1990, începutul represiunii violente, a ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității, începutul celei de-a treia mineriade din anul 1990, cea mai sângeroasă dintre toate. Mulțumim, tovarășe! Să mă ia iară de chestia asta? Să mă iau iară de chestia aia ca să-mi ridic oamenii în cap? Sunt anumiți oameni care sunt libertate și sunt președinți de onoare a anumitor partide care ar trebui să zacă în închisoare pentru simplul fapt că au spus mulțumesc că ați venit minerilor? Bună seara, iubito, te aștept ca din cer cu o rangă în mână și un lămpaș de miner. Ting, 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 ting. Ce-și bătut, tălăctual? Da, ia tălăctulează asta. Poc, poc, poc. Aia a fost fenomenul Piața Universității. Unde niște băieți de bine, studenți, încercau să atragă atenția tovarășului Ion Iliescu, că a promis în campania electorală aia ordinară pe care a făcut-o el, că PSD, FSN-ul nu se va transforma în partid și că nu va lua frânele în cazul lui, destinelor românilor ca partid de guvernământ sau ce dracu a fost acolo. Și nici n-a terminat de zis minciuna asta și a și candidat și a ieșit președinte, ales extraordinar de aceiași oameni care și astăzi aleg probabil exact același om sau imaginea unui partid. Da? Aceiași oameni. Bun. Și vezi cum faci 12.000 de vizualizări, bagă și tu Tanita Ticaran. Da, bine, bine, uite acum am apuc să cânt. Da? Și a fost a treia mineriadă, cea mai sângeroasă dintre toate. Ia, ce s-a mai întâmplat? La, 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 cam atât, nu vă mai zic. La mulți ani, cui zicem astăzi la mulți ani, bre? Lui Klaus Iohannis. La... Ușurel că el e de acolo, da? Mulți ani. Klaus Iohannis, fost primar al Sibiului, președinte al României, născut în 1959. E în România și serbează ziua de naștere? Sau unde a plecat tura asta? Ziceți, ați aflat pe unde a plecat? Ashley Olsen, actriță americană, și serbează și ea ziua de naștere tot astăzi, dar mai rapid probabil decât Iohannis. Tim Allen, actor american. Ban Ki-moon, diplomat și politician. Nu-l cunosc. Bun. Azi e ziua lui Iohannis, bă, și nu i-a trimis și noi acolo. Noi ăștia moldoveni am încercat să-i trimitem un camion cu 800 de butelii, dar ăla s-a grăbit, săracul, și la Mihăilești a decis că mai degrabă vede Mihăileștiu de sus. Râdeau ăștia pe net de el, băi nene, dacă mai țineai puțin piciorul pe accelerație, ajungeai în fața aparatului Parlamentului și făceai o treabă măcar. Dar așa te-ai gândit să le arunci în aer? Unde, frate? La Mihăilești, de parcă n-ar fi avut aia parte destul de explozii. În 2004 acolo a explodat, corectase careva pe Facebook, că a azotat nu știu de care măsa un camion întreg, da? Ăsta s-a gândit 800 de butelii. Mihăileștiul ăla ceva nu-i în regulă. Care ești din Mihăilești? Să-mi zici și mie, frate. Ce se întâmplă acolo? E vreun locșor în care stă un pitic pe marginea drumului cu un aruncător de flăcări? Sau cum ajung la Mihăilești, în același loc? Ajung să-mi fie frică să merg pe acolo. Mă duc spre București și la un moment dat trec pe acolo. Bună ziua, ați intrat în Mihăilești, pregătiți-vă costumele de azbest. Tam, tam, tam.
N-am reușit să înțeleg, dar mi-a plăcut foarte. Fantastic așa ca idee. Trebuia să cineva să înregistreze toate imaginele alea cu exploziile și să le folosească pentru un viitor film. Că într-adevăr, mă, așa ca design, mișto exploziile, arată bine. Cine a murit? Niște oameni care nu mai trăiesc. Da. Este Sfântul Mucenic Achilina din Țara Sfântă și Sfântul Ierarh Trifilie. Trifilie. Pe bune, adică, bă, eu am și un nume de ăsta calendaristic. Nu-l prea zic că oamenii râd de mine și mie personal nu-mi place. Da, dar îl am și a unui sfânt și de ziua sfântului respectiv, de sărbătoarea respectivă, oamenii nu știu de ce mă sună să-mi zică la mulți ani. Eu personal aș prefera să uite, dar se întâmplă chestia asta. Ei, cum e să suri pe unul? Nea Trifilie? Ce mai faci, bre, la mulți ani de zi? Nea Trifilie? Serios? Cu cine ești? Cu Achilina. Ha! S-ați la o berică? Trifilie? Adică, scuză-mă, e numele lui omului, înțeleg, dar nu e numele lui, că și l-a ales ca și ierarh, ca monarh, ca monah, da? Dar Trifilie, frate, serios? Este Sfântul Anton de Padova în calendarul romano-catolic. Știți foarte bine că eu nu sunt genul religios, nu sunt genul bisericos, dar ajuns prin Padova, am făcut așa un fel de datorie să mă duc să văd și catedrala. Îl citesc pe frate meu, dacă jumătate din statuile alea ar fi răzuite de aurul ăla, sate întregi din Africa ar avea cu ce să-și acopere haleala pe un an întreg. În rest, foarte faină catedrala. Catedrala San Antonio din Padova. Avem o grămadă de români în zona respectivă și pot să spună că așa e. Este o catedrală foarte, foarte frumoasă. Însă, da, băi, sărăcit, neața Bogdan. Nea Bogdan, nea Bușii. Sărăcit, Bocnă, bre! Da? Ca să mă întorc. Dacă ar fi să răzuim statuile din catedrala respectivă sau oricare altă catedrală din lume, sate întregi, orașe, dacă nu chiar țări, ar putea să-și crească nivelul de trai. Nu este dreptul meu, datoria mea, căderea să judec eu nivelul de bogăție a bisericilor în general, dar, serios? Trec de la nivelul de bogăție a bisericilor la o chestie și mai faină, nu o să vă vină să credeți, țineți-vă bine de gămălii, țineți-vă de nădragi, da? De curea bine, să nu vă cadă să rămâneți cu curtea goală. iPhone 7 ar putea renunța la culoarea Space Gray! Nu se poate așa ceva! Pentru ce? Pentru Deep Blue! Tan-tan. Băi, vă dați seama de știre, frate, asta rulează pe Facebook! Bă, fără asta muream? Cum dracu să renunțe? Vă dați seama, iPhone 7 ar putea renunța la culoarea Space Gray pentru Deep Blue. Da, vorbeam de sate din Africa, din astea care ar putea să trăiască liniștite. Bă, suntem atât de... Asta e ultima noastră problemă, mă, înțelegeți? Și știu că o să fie copii în lumea asta care vor da cu iPhone-ul 7 de pământ pentru că nu este Deep Blue. Da? Înțelegeți despre ce vorbesc? Că sunt o grămadă de oameni care abia așteaptă să arate cât de rău și de săraci sunt ei, încât dacă părinții le fac cadou un iPhone 7, musai să fie Deep Blue. Și vor fi supărați. M-am întâlnit zilele trecute cu un puștache, i-a trimis măsa bani din străinătate. Da? Ca mai toți părinții din zonă și ai lui sunt plecați în străinătate la muncă. Copilul a rămas acasă să-și vadă de treabă, de școală, gen. Și i-a trimis măsa bani din străinătate. Nu știu, că vreo 500 de euro sau ceva de genul ăsta. Salutare din Roman, domnul Ciprian. Mamă, din Dubai. Bă, ce rău duc unii. Scria mai devreme cineva, 51 de grade. Și la noi plouă. Așa, mă întorc la puștachile ăsta. I-a trimis măsa 500 de euro sau ceva de genul ăsta. Ce a făcut omul cu banii? Din prima s-a dus și-a luat ultimul iPhone. E cel mai șmecher de la el din clasă. Are ultimul tip de iPhone. Muritor de foame este? Este. De ce? Măsa nu i-a mai trimis alți bani. Ăia au fost toți.
pe o perioadă. El trebuia să stea cu banii aia, să-i ajungă de mâncare și de alte. Să aibă și el un ban în buzunar. Nu, și-a luat iPhone. Suntem atât de proști. Este? Bă, ți-i întreb. Bă, neapțule, lasă-mă că și tu ți-ai luat tabletă, frate, ți-ai luat telefon mobil, etc. Da, corect, mi-am luat tabletă că am nevoie de aia la serviciu și n-am dat banii jos că plătesc în rate de bubui. Telefon la fel îl plătesc în rate și un jaf. E un jaf de telefon, da, pe care vreau să-l schimb și nu pot până în aprilie. Nu o să mă vedeți pe mine să... zise omul care tocmai și-a luat husele 2 milioane, da? Las la o parte chestia asta. S-a întâmplat. E bine să-ți îmbunătățești nivelul de trai, dar nu să te lași cu fundul gol, bre, ca să fie el mai șmecher din parcare, că e absurd. Deci vă dați seama, ultima problemă a omenirii este că iPhone 7 ar putea renunța la culoarea Space Gray în favoarea Deep Blue și asta e știre. A murit. Se blocă? Se blocă. Ia, vrem. Să dau înapoi. Oh, ne merge netul fantastic de nu știu de ce. Și pe punctul să rămân și fără zubecte cu ocazia asta. Știți că s-a întâmplat o mare nenorocire în weekendul ăsta, da? S-a întâmplat o nenorocire în Statele Unite. Aș putea să trec peste, dar n-am cum să trec. 50 de morți într-un club doar pentru că erau gay. Cât de dobitoci suntem, încât nu doar că, uite, mă uitam la cele peste 3 milioane de semnături din România, o țară care se laudă că are un nivel de gândire ok, oameni de deschidere, dacă suntem destupați la minte față de alții, gen pakistanezii, da? Sau statul islamic. Suntem mai destupați la minte și totuși s-au strâns peste 3 milioane de semnături împotriva căsătoriilor, care nu e o căsătorie, este un contract între persoanele de același sex. Adică nouă ne place să scormonim oamenii atât de mult încât chiar și în fund îi scormonim ca să vedem dacă nu cumva e altcineva acolo. Dar care e problema noastră? La modul serios, chiar nu pot trăi dacă vecinul de deasupra și-o trage cu alt vecin? Adică nu mai pot să-mi plătesc datoriile la stat sau îmi scade salariul minim pe economie dacă ăia doi se iubesc, dar ce aș prefera să se urască, să se bată cum se văd? Din ăștia avem destui și nu semnează nimeni petiții împotriva lor. Bă, nu-i mai lăsați pe bețivi să se bată. Nu. Ne fac de râs și strică imaginea familiei crești și cum se cheamă, valorilor creștine. Nu așa și e te scârți, să le strice. Problema mea. Da, și din punctul ăsta de vedere nu suntem foarte, foarte departe de radicalii islamiști. N-am ajuns încă până acolo încât să-i omorâm pe gay în mijlocul străzii, dar presimt că în curând o să se ajungă și la așa ceva, din păcate. De ce? Pentru că cineva ne bagă în cap ideile astea. Aia sunt diferiți, sunt răi, eu zic să-i omorâm, să-i exilăm, să-i scoatem în afara legii, să-i ardem cu fierul roșu în frunte. Încă nu-i omorâm. S-a întâmplat însă în Statele Unite. 50 de persoane și-au pierdut viața într-un club pentru gay. Deci, că erau gay. Dacă ăsta e un motiv, da? E un motiv să facem chestia asta. Cum să nu mori? Mai vine și FBI-ul după ce o zi întreagă s-a vorbit despre atentatul din Florida, în care au murit astea 50 de persoane de care vă spuneam. Atac revendicat de mișcarea Stat Islamic. Martorii spun că personajul care s-a apucat de tras de nebun acolo, inclusiv recita în limba, nu știu ce limbă, deci e picat pe Facebook, nu? Nu? Tot în regulă? Tot în regulă! Da? Vine FBI-ul și spune că n-a nicio treabă cu statul islamic. Atacul armat care a vizat un club pentru homosexual din orașul Orlando, în statul american Florida, făcând peste 100 de morți și răniți. Stai că a crescut de când vorbesc eu. A fost executat de un luptător al statului islamic. Spune Amac într-un scurt comunicat citând o sursă. Ok.
Deci, până la urmă, e sau nu e, că mie nu e clar. Un oficial din cadrul Poliției Federale Americane a afirmat că este posibil ca Omar Sedic Matin să fi fost atras de statul islamic, dar dovada unei legături efective între suspect și organizația jihadistă necesită investigații dintre cele mai ample. Da. Mi pare foarte rău că așa ceva se poate întâmpla. Sincer. Nu suntem însă foarte departe ca și noi, creștini iubitori, să ajungem la situații de genul ăsta. Gata, m-am luat de religie puțin. Iar s-a blocat? Nu s-a blocat. Nu știu ce se întâmplă aici. Dacă nu mă mai vedeți, scrieți-mi pe Facebook. Că dacă nu mă mai vedeți, înseamnă că vorbesc degeaba. Meteorologii avertizează în continuare de culori portocalii. Merge, Neața Emilian. Mă bucur că merge. Meteorologii emit avertizări în continuare de timp portocaliu pentru jumătatea de nord a capitalei, zona de nord a județului Ifov, și pentru Constanța și Tulcea, fiind în vigoare și coduri galbene de ploi în Gorj, Vâlcea și Brăjila. Pentru Neamț nu zice nimeni nimic, plouă de bubuie. Plouă de bubuie și în continuare mă gândesc că oamenii vor ieși să spună: băi, guvernul nu ne desfundă șanțurile. Aveau ieșit din inundații oamenii, da? Nu ne desfundă nimeni șanțurile. Nu trimit, nu ne ajută guvernul. Primăria. Pentru un popor care se laudă că e un popor harnic, suntem foarte leneși. Și așteptăm să vină altcineva și să ne rezolve problemele. Este chestie. De ce zic asta? Nu e prima oară când anumite, și am mai spus-o, când anumite zone se inundă. Se inundă nu cu de la sine putere. Plouă și ia ca apa, prin natura ei, merge spre vale. Da? Tot anul, oamenii ăia de acolo nu mișcă un deget. Sau își desfundă unul șanțul, își curăță șanțul în fața casei, dar nu o să curăți și la vecinul, că doar ce nu-i prostul satului, nu? Fix nimic ai făcut, bre. Pentru că apa va ieși din șanț. De ce? Că n-are pe unde să ducă. Dar dacă în loc să-l iei pe vecinul la o țuică, la crâșmă, ai luat tu două peturi de bere și împreună, bând bere aia așa de fun, ha, fain, frumos, ați curățat șanțul pe toată ulița, să rezolvă o treabă. Da? Vedeți și voi că vremea se strică. Nu mai e cum era când eram eu copil, acum 766 de ani. Da? Verile nu mai sunt veri, sunt toamne. Iernile nu mai sunt ierni, sunt toamne. Primăvara nu mai e primăvara, e toamnă. Iar vara, iar toamna, păi, flori în piersic. Dar nu mai e nimic ce era și plouă aproape tot timpul. Uitați-vă ce e afară. Hai să ne adaptăm, oameni buni. La modul serios. Nu se poate. Faci 76 de copchii la beție și nu pui pe niciunul să cureți un șanț. Dar după aia ieși în stradă și te plângi că primarul este o nașpetă de om, un leneș, că nu-l votezi, că din cauza lui ți s-a inundat ție gospodăria. Băi, nu se poate să nu învățăm la un moment dat să luăm de gât persoanele responsabile. Corect? Dacă parte din responsabilități ne aparțin, e una. Când canalizarea este slabă, este proastă și se înfundă și nu face față apei, cantității mari de apă, luați de gât societatea care se ocupă de canalizare. Și când zic luați-o de gât, luați-o de gât, frate, dați-o în judecată. Asociați-vă în grupuri și dați-i în judecată apa servul, de exemplu. Uite, exemplu. Acum două luni, dacă mai țineți minte, am făcut un film în care aduceam aminte că în urmă cu încă o lună atrăsesem atenția că aici undeva în spatele casei de cultură, arăt bine în direcția care trebuie, da, în spatele casei de cultură, curge apa în neștire de undeva. În canal am făcut filmulețe, v-am adus și vouă la cunoștință că a venit o echipă de oameni fantastici, de deștepți și de harnici, cu un păhărel care a gulit un canal cu apă, cu un păhărel de plastic, da? Am atras atenția. Au trecut între timp 3 luni. 3 luni și apa aia curge în continuare. E aici, în spatele casei de cultură, e imposibil să nu o vedeți.
Când e frumos afară, când e cald afară, vin porumbeii și fac baie în râulețul ăla. Vrăbiuții, e romantic, e idilic, e foarte fain. Mai parchează unul mașina și spală roțile acolo, da? Unde, frate? În mijlocul centrului. Pe centru, centrului romanului. Păi nici nu mă gândesc cum e în alte părți. Hai. Cref! Frate sărăcit, bocne nu mai pot. Da? Știu, mi-am tras nasul. Bă, să fie mereu cineva care să spună, băi, neauză, nu mi-ai trage nasul. Nu, frate, am să stau să-mi atârne lumânările până în bară. Bă, până în barbă. Da? Nu vă doresc să fiți sărăciți. Deci, nici nu vreau să mă gândesc cu mine în alte părți. Unde, într-adevăr, canalizarea nu face față. Luați de gât apa servu. V-a intrat apa în curte? Luați de gât apa servu. M-am sănătat în direct, nu mai pot. Ce-mi dai? Am crezut că îmi dai o hârtiuță. Ultima oară când ne vii cu hârtiuță era un nene trecut în cele veșnice. Continui, da? N-am treabă cu tine. Bun. Temperatura, băi, eu nu înțeleg chestiile astea. Temperatura globală înregistrată în luna martie este cea mai ridicată în ultimii 100 de ani. A fost în luna martie, cică. Hai, mor! Comparată cu media temperaturilor din secolul trecut, luna martie 2016 a fost mai caldă cu 1,07 grade Celsius. Bă, unde dracu văd ăștia, eu sărăcit bocnă? Și îmi spun de călduri, temperaturi, vai, nu mai pot o să strălu, de o să sară tot de pe masă. Eu sunt rupt în gură de răceală și ăștia spun că temperaturile au crescut cu nu știu câte grade. Unde? Unde că vreau și să merg eu acolo? Dacă experții meteorologi credeau că luna februarie a fost un nou record, depășind cu 1,04 grade Celsius media temperaturilor pentru această lună de ultimii 100 de ani, se pare că martie i-a contrazis. Nu mai pot. De răceală. Și ăștia îmi spun că din 1850 încoace n-au mai fost temperaturi atât de ridicate. Bre! Meteorologilor! Vă rog! Rezolvați cu căldurile și trimiteți-le la mine, că eu sunt răcit. Bocnă! Nu mai pot. Că a început ăștia cu meciurile, da, știam eu că ajung și acolo. Euro 2016, guvernul francez a interzis băuturile alcoolice în apropierea stadioanelor. Măsura vine după valul de violență dintre suportere. Da? Au fost românii acolo și s-au bătut ca chiori, dacă am înțeles bine. Între ei. Ci că rușii s-au bătut cu englezii. Da? Rușii s-au bătut cu englezii. Foarte bine. Mă așteptam. Dar românii s-au bătut și ei. Dar cum? Între ei. Că noi suntem atât de uniți. Între ei s-au bătut. De aceea, guvernul francez a decis să nu se mai vândă băuturi alcoolice în apropierea stadioanelor. Cu alte cuvinte, suporterii vor veni beți din alte părți, gata, pregătiți. În alte părți, știu, la stadion. A rupt în cur de beat. În gură, am zis. Sună ciudat, dar zrăcit. Guvernul francez a decis duminică să interzică vânzarea de băuturi alcoolice în jurul stadionelor cu risc. Măsura vine după valul de violențe dintre suporteri din ultimele 3 zile, când 31 de suporteri au fost răniți la Marsilia, însă incidente au avut loc și la Nisa. Da? Ediția aceasta campionatului european se confruntă cu un val de violențe fără precedent, pe teren, dacă am înțeles bine, la fel. Se intră puternic cu fundul gol în mijlocul stadionului. De ce ar face oamenii chestia asta? Adică, înțeleg nevoia de atenție. Bă, vrei tu să ieși în față cu ceva, da? Nu te ține găgăuță să gândești o chestie interesantă și atunci te lași cu fundul gol și fugi în mijlocul stadionului. Urmând ca în 10-15 secunde să fii prins de forțele de ordine și dat afară de pe stadion, din oraș, din țară, din Europa. M-a amuzat în draci un filmuleț a unui tip care a avut curajul și a zis că măcar atât merită respectul pentru curajul de care a dat dovadă omul respectiv, a intrat cu fundul gol pe un teren de fotbal american. A făcut exact 2 metri. N-a fost plăcut pentru el deloc ce a urmat.
Adică i-aș rup oasele cu echipament de protecție, de asta era în fundul gol. Când a intrat unul pe el, un negru imens. Pe el. Forțele de ordine franceze par depășite de evenimente. În acest context, guvernul francez a decis să treacă la acțiune. Potrivit Sky Report, comercializarea băuturilor alcoolice în preajma stadioanelor cu risc va fi interzisă. Autoritățile franceze speră că astfel intensitatea conflictelor să fie diminuată. Numai puțin de 31 de suporteri au fost răniți. Unul se află în stare gravă în urma confruntărilor violente de pe străzile din Marsilia înaintea meciului Anglia-Rusia de la Euro 2016. I-au spart pe crâșmari. I-au spart pe crâșmari. Bătăi, torțe și tribune în tribune și suporteri dezbrăcați pe teren. Există la sport.ro un set de imagini incredibile de la Euro care nu s-au văzut la televizor. Un fan al Croației a ajuns până la stadion care s-a bucurat cu jucătorii pe teren la golul cu Turcia. Adică și spuneam că francezii sunt depășiți de situație. Păi dacă ei nu sunt stare să-i țină în tribune pe fani, n-am rezolvat nimic. Da? Un suporter a intrat pe teren și s-a bucurat împreună cu gașca ălora. Ce vrei să faci? Nimic. S-a bucurat cu gașca ălora la colțul terenului. Și nu l-a oprit nimeni. Adică despre ce vorbim aici? Rușii s-au bătut cu englezii în Marsilia, după aia turcii s-au bătut cu francezii în Paris. Străjile au ajuns devastate de furia fanilor care au venit în Franța să bată, să se bată, nu să se bucure de fotbal, scriu cei de la sport.ro. Așa a arătat până acum Euro 2016, turneul final organizat în Franța. Meciul dintre Croația și Turcia a oferit un moment absolut inexplicabil, deși autoritățile spun că meciul era considerat de alertă maximă, iar măsurile de securitate extrem de dure. Un suporter a reușit să intre pe teren și să se bucure alături de jucătorii Croației după ce Modric a reușit să deschidă scorul. Cum a reușit omul ăla să intre? Nu știu, că el e în blugi? Adică, bă, e posibil să-l fi confundat cu un jucător? Nu, pentru că este singurul cu tricou roșu. El alți toți sunt tricouri albastre. Și peste toate, nene, ăsta e singurul în blugi. Jeans. Blue jeans. În fine. Ce să mai zici? Că măsuri de securitate extraordinare. Bine, vorbim de Franța, da? Vai de mine, șterge-te cu laptopul ăla, urmează, băi, să mă ascund măcar, știi, dar n-am variante, fraților, că, na, asta este, srăcit și m-am zis că îmi curge nenău și am nas. Nu e singur astfel de moment la Euro, un alt fan a intrat pe teren în meciul Rusiei cu Anglia, încheiat 1-1, camerele TV nu au arătat momentul la instrucțiunile UEFA. Însă fotografii au reușit să surprindă clipa în care stewardii au intervenit. Nena este la bustul gol, iarăși imposibil să-l confunzi cu unul din membrii echipei. Torțe la Euro. Rușii au adus un lansator pe stadion. Lansator de torțe, adică, da? Eu nu înțeleg chestia asta. Băi, v-am mai spus că eu nu înțeleg fotbalul în general. Îmi pare foarte rău, nu vreau să deranjez pe nimeni, nu sunt un om care să aibă treabă cu fotbalul. Nici să-l joc, nici să-l privesc. 22 de oameni care aleargă după o minge, în continuare voi spune, dați-le, frate, 22 de mingi. Și fiecare să stea cu mingea lui și gata. E la fel ca și Eurovisionul. A început ca ceva mișto, foarte fain, o competiție între niște oameni de valoare, a ajuns să fie o chestie fie pe bani strict, fie pentru chestii politice. Da? Asta este fotbalul acum. N-am să înțeleg, hai că jucătorii, ei sunt obligați prin contract. Ei trebuie să meargă pe stadion, că e meseria lor, le place, nu le place, trebuie să meargă acolo și să joace fotbal. Da? Dar fanii, vorbim de oameni care strâng luni întregi, pun bani deoparte, cheltuie o gârlă de finanțe. Și când spun o gârlă, o gârlă de finanțe ca să ajungă unde? În Franța, frate, să vadă meciurile de fotbal. Ajuns acolo, ce face fanul adevărat? Sare la gâtul echipei adverse, fanilor echipei adverse, și încep să bată. Cam scumpă bătaia, bre! Puteai să o faci mult mai ieftin chestia asta la tine în țară.
Adică lămuriți-mă, de ce? Cât de mare-i fanatismul? Ok, înțeleg și povestea cu gașca. Bă, dacă toți din gașca mea se bat, e să-i dau și eu, că doar noi fi ultimul prost. Da? Și ajungi să te bați. Bum, 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 bum. Dar pentru o bătaie, să dai 10.000 de euro, de exemplu, sau 3.000, sau 5.000 de euro. Drumul până acolo, cazarea, mâncarea, da? Faptul că pleci de la muncă, ia ca ți-ai concediu, ca să te duci, băi, mă duc să văd turneul final, frate, Euro 2016. Da? Și te întorci acolo cu ochii așa, niște dinți lipsă. Băi, cum a fost la meciuri? Te întreabă colegii. Frate, habar n-am. Una, primul meci am vrut să-l văd, dar eram ocupat să mă bat cu el alți. După aia toate celelalte meciuri aș vrea să le văd, dar când ai ochii așa și trei sferturi închiși, nu prea poți să te uiți la, nu prea poți să te uiți la ea cum aleargă. Da? Deci, practic, am stat ca să ce? Lămuriți-mă, fraților. Aveam un prieten la un moment dat. Ăla era, nu fanatic, dar îi plăcea foarte mult, îi plăcea fotbalul. Genul ăla care urlă la televizor. Du-te, bă, du-te, 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 bă, du-te, unde să se ducă, bre, că nu te aude. Calmează-te, bă, încercam să-l lămuresc pe om. Băi, ia un loc, frate, că ai să faci un atac cerebral. Ce, bă, ție nu-ți place fotbalul? Frate, nu-mi place, m-ai luat forțat aici, adică ai zis că dai bere și dacă e de pleașcă, am venit și eu, dar tu urli la televizor, efectiv, la un ecran, la niște neni care nu te aud. Adică, cât de fan, de, nu fan, fanatic, hai să-i zic, cum drag să-i zic? Să, genul ăla de om care stă să se uite la televizor și du-te, bă, du-te, du-te, și bă, oprește-te, că se duce oricum, adică, dacă urli tu la el, tot acolo ajunge omul, știi? Și dacă e să rateze, va rata oricum. Ia, mă, sărmâna Maria, ce rău îmi pare. Nu prind live și nu mi-am băut cafeaua până acum, ca să o beau ascultându-vă. Ups. Tam, tam, tam. Cum să facem noi? Dar de ce nu prindeți live-ul? Eu nu înțeleg. Tot lumea prinde live-ul. Vorbim de băuturi în continuare. Mă apropii de final, să știți, da? Mă apropii de final pentru că nu mai pot, îmi curge nasul și m-am săturat să-l... Starea aia, senzația. Ci că dacii aveau o băutură... Vorbim de site-uri... știți site-urile aia dacologice? Alea care zic că, bă, dacă nu erau dacii, nu exista nimic pe pământul ăsta? Da? Eu mă amuz citindu-le din când în când. Mai nou se pare că și publicații serioase au început să preia porcării de alea de materiale. Eu cred că cineva stă pe budă. Hai, imaginați-vă scenariul ăsta. Cineva stă pe budă cu laptopul în brațe și spune, bă, ce rahat să mai pun la mine pe site ca să am și eu niște trafic. Da? Și în timp ce... A, mi-a venit o idee! Dacii... Părțurile dacilor au îmbogățit atmosfera din Dacia cu paladium. Bă, mișto subiect! Da? Și trebuie să fie măcar vreo 15-25 de proști care să creadă chestia asta. Bă, dacii când dădeau bășânea, păi frate, iradiau tot în jurul lor. Da? De aia dacii au format o barieră energetică în jurul Daciei. Dacii și-au luat-o pe cocoașă de numai numa, istoric vorbe, adică hai să fim serioși. Dacii și marea lor realizare a fost că regatul pe care l-a lăsat Decebal a fost împărțit în 800 de triburi mai mici, că toți s-au bătut între ei pe putere. Ia că marea realizare. Dacii. Dar că aveau o băutură magică, redescoperită de oamenii de știință, dacii ăștia. Ce proprietăți miraculoase are? Nu s-a auzit un om care să... Nu știu cum să vă zic, ca să nu par eu ăla rău în toată povestea asta. Eu cred că toată istoria noastră, aia de-am învățat-o noi, este atât de făcută și de contrafăcută să ne simțim noi bine. E ca atunci când ai un copil handicapat. Ba, nu handicapat. Care, afon muzical. Pe care îl trimiți la toate festivalurile și la toate spectacolele, el primește copilul respectiv, el nu are treabă cu muzica, dar primește de fiecare dată câte o diplomă de participare.
Da? Și tu ești atât de mândru de această fantastică realizare, încât toți cei din, te lauzi tuturor celor din jur, băi, că e un fel de Chopin al doilea. Copilul este, nu are nicio treabă cu muzica, dar dat fiindcă toată lumea îl ridică în slăvi, bă, frate, ia o diplomă de participare, el va crede că e genial în materie de muzică. Asta este cu istoria la noi. Noi ăștia la 40, 50 și ceva de ani am învățat o istorie care a fost făcută și predată nouă în așa fel încât să ne simțim mândri de ea. Și vă provoc să-mi arătați în istoria românilor un moment pe care l-ați învățat în școală de care să vă fie rușine. Deci să fie istoria, adevărul istoric de care să-ți fie rușine ție ca român. Nu! Pentru că noi trebuie să fim mândri de istoria noastră, de parcă ăia care ne-au condus de-a lungul vremii au fost toți geniali, frate. Da? Inclusiv Vlad Țepeș, care, hai să fim serioși, a fost un criminal. Dacă e să ne luăm după ce a făcut, păi să tragi oamenii în țeapă, nu-i plăcut. Dar a făcut-o pentru poporul român. Să mori tu! Da? Ștefan cel Mare, de ce e bun? Că a făcut biserici. Sunt momente, dar nouă ne-a fost băgată chestia asta în cap, că, bă, frate, toată istoria, noi suntem sfinți pe pământul ăsta, da? Noi ăștia de trăim în spațiu Carpato-Danubiat, nu, Pontic, suntem măi mai buni de pe planetă. Frate, nu e adevărat. Și ce susține afirmația mea? Dacă eram măi mai buni, eram dezvoltați! Nu eram Borta, da, Vanga, blastoporul Europei. Dacă aveam conducători buni și eram un popor harnic și muncitor, eram dezvoltați. Da, dar peste noi au trecut toți. Da, pentru că i-am lăsat să treacă. Noi am plătit tribut și acolo, bir, din, coace, l-am pupat în furt pe ăsta în Ungarie, pe Austro-Ungarie, i-au venit și rușii, i-am pupat și pe aia. Când au venit nemții, i-am pupat pe aia. Când au venit rușii, i-am pupat din nou pe ailalți. Asta e istoria noastră, da? Nu mai vorbim acum de daci. Daci, singura chestie, marele regat al lui Decebal sau al lui Burebista care a fost acolo, s-a desfăcut în 800 de triburi imediat ce a murit omul ăla care i-a ținut ca un dictator. Că altfel nu exista un mare regat, da? Românii reacționează bine la dictatură, frate. Se vede, istoria asta ne învață. Românii reacționează foarte bine la dictatură. Când e cineva care să dea cu parul, românul face treabă și își vede de treaba lui. Când românul este lăsat să aleagă, alege cum s-a întâmplat acum, de exemplu, la... Neața Sergio. Da, îmi lipsește, sesizați, când plouă, n-am zgomot de fundal. Da, îmi lipsește flexul. Mișto chestia. Bun. Și asta vă spuneam. Imaginați-vă că de asta, după ce a murit, după ce s-a terminat cu dacii, în cărțile de istorie, există așa un fel de pauză. Până pe la Mircea cel Bătrân. Este? Bun, vorbim de 1000 și ceva de ani. De la 106. Până la Mircea cel Bătrân, mai puțină istorie are România. De ce? Că s-au spart ăștia atâta. Cum a plecat dictatorul, n-au știut rob dacii ce să mai facă cu libertatea, cu puterea. Și s-au împărțit în 800 de triburi. Și au fost cuceriți ba de unii, ba de alții. Au început să treacă ăștia toți peste noi, cum spuneam mai devreme. Și noi suntem foarte mândri de istoria noastră. Suntem atât de mândri de ea încât începem să negăm părțile proaste ale propriei istorii. Vă spuneam că dacii aveau o băutură alcoolică realizată dintr-un amestec de miere, nu mai am sărit de la unul la altă așa, miere fermentată și apă pe baza unor rețete vechi și ar putea constitui un remediu în lupta privind rezistența la antibiotice, conform unui grup de oameni de știință suedezi. Împreună cu responsabilii de la o fabrică de bere, cercetătorii suedezi au studiat îndelung albinele și mierea produsă de acestea și au lansat propria versiune a băuturii mied, denumită elixirul vânătorului de miere. Spun cei de la Reuters. Bă, dar mă mir că nu i-au spus că e ce beau zeii greci. Da? Cum să nu fie? Adică dacii. Dacii, frate, bă. Iisus a fost dac, da? Conform anumitor site-uri. Și a ăluia, cum îl cheamă, de la PRM într-o perioadă. Iisus a fost dac. Vechii zei din mitologia greacă erau și ei tot daci, că Olimpul nu e Olimpul de acolo. Da, Olimpul de fapt este masivul Bucegi. De acolo și Sfinxul și Babele, da?
așa ne place nouă să facem chestia asta. De fapt, noi suntem amărâți, vai de curul nostru, permitem unor nesimțiți, unor hoți să ne conducă, după aia ne întrebăm de ce ne conduc prost. Dar asta e așa, chestie de câteva secunde, că pe urmă ne trece. Mai ieșim puțin în stradă, dar după aia ne trece. Corect? După aia ne mai plângem puțin că avem parte de conducători proști, uitând că doar cu câteva zile înainte noi i-am ales și le-am permis să ne conducă. Da? Ăștia suntem noi. Nu e greu să vedem. Sunt români foarte harnici, foarte muncitori, foarte inventivi. Am spus-o de 100 de ori. Românii sunt fantastic de deștepți. Sunt inteligenți, dar nu în direcția care trebuie. Aici e problema noastră, că nu în direcția care trebuie. A, dacă e să șuntăm serviciu, dacă e să scoatem niște bani ușor, repede, înțelegi, mici găinării, afaceri de-astea, lasă-mă că iau de la serviciu niște chestii, îți mai dau ție, mai, uite, facem niște contracte, facem o autostradă de 700 de milioane de euro, corect, din care 300 de milioane cel puțin le tragem fiecare dintre noi și mai rămân 100 de milioane ca să facem o porcărie care să se numească autostradă. La din astea ne merge mintea imediat. Da? Suntem niște oameni inteligenți. Nu, eu nu mă bag aici, sunt prost ca noaptea. Dar românii în general, și se vede că sunt apreciați peste tot. Cum dracu, frate, numai în România nu merge treaba? Că alegem prost de fiecare dată. Și știu că o să-mi săriți în cap, ghinion pentru voi, ghinion pentru mine. Nu, ne trebuie dictatură, mă. Că dacă nu avem pe unul să stea cu parul pe spinare, vom alege mergeu mereu prost. Așa măcar i-ai românului posibilitatea să aleagă. Să aleagă altcineva pentru el. Iar te-ai închis, mă. Ce... Secretul fericirii l-au găsit. Bă, eu cred că mă apropii de final, da? Secretul fericirii. De la adevărul chiar. Ce film recomandă psihologii pentru a înțelege valoarea vieții? Hă? La ce film vă gândiți voi? Ca să poți înțelege valoarea vieții. Mă, uitați-vă sincer, în punctul meu de vedere, la o mormântare. Că atunci o să vezi care e valoarea vieții. Ăla, de exemplu, nu mai are. Ce se întâmplă cu el? Îl băgăm în pământ. Nu. Paul Hannam, expert britanic în dezvoltare personală și fost lector la Universitatea Oxford, susține că pentru a valorifica puterea de a scăpa din lanțul rutinei de zi cu zi, trebuie să învățăm să fim fericiți. Ce auzi? Păi nici nu mă gândeam. Cum, dracu? Să nu vreau să fiu fericit. Filmul Groundhog Day, care spune povestea unui prezentator meteo, interpretat de Bill Murray, a devenit un fenomen. Mulți actori prescriind DVD-ul pacienților, mulți doctori, pardon, prescriind DVD-ul pacienților cu depresie. Actorul principal luptă cu plictiseala de a trăi aceleași 24 de ore la nesfârșit, în cele din urmă scăpând de povară prin altruism și prețuirea fiecărui moment. Ziua cârtiței, da? Mulți dintre noi credem că fericirea constă într-o mașină scumpă, o vacanță de 3 săptămâni într-un loc exotic, nu, de cel puțin 2 luni, sau o pensionare confortabilă. Da, dar asta chiar ne face fericiți? A? Chiar te face fericit? O mașină scumpă? Nu. O vacanță într-un loc exotic? O vacanță cu o femeie exotică? Știi ce mă fac pe mine fericit? Pensionare confortabilă? Nu. Moartea unei anumite persoane? Nu. Da. Da. Implică și o avere după. Și o avere? A mea? A ta? Moartea mea? Tu n-ai decât te-ar face fericit? Aia. Poți să-mi iei și șosetele. Și un rapăr de mașină afară. Plin cu apă. Plin. Îți dau apa din mașină, dacă vrei. Da. Ci că e bine să urmăriți filmul ăsta, Ziua Cârtiței cu Bill Murray, ca să fiți mai fericiți. Deci. Mă apropii de final, nu? Da. Hai că e numai bine, creștem o generație de tineri cu mentalitate de victimă, hipersensibil și obosiți înainte de vreme, spun specialiștii. Bine că n-am copchii, eu nu cresc nicio generație, eu de la 13 ani cresc generații de scafandri. Oficial. De care să știu, da, cel puțin, de care să știu. Creștem o generație, tăți să iei, adică hipersensibili. Vai ce frumos e răsăritul ăsta! Dragilor și dragilor, am ajuns la finalul, nu mai pot, îmi curge nasul. Rămâne, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru participarea pe Facebook, cât o fi mers și Facebook-ul.
Vă mulțumesc și pentru faptul că ați avut răbdare să ne vedem și tura asta. Rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!